Bună dimineața, ora 7 și eu vreau să merg astăzi și la plajă. De la hotelul meu până la plajă sunt cam 20 de minute de mers pe jos, ceea ce nu este foarte plăcut pe căldurile astea. Am și un rucsac în spate cu prosop, apă și ce mai am eu. Ăla deja este lipit de spatele meu, am transpirat. Instantaneu transpir aici, de la atâta umezeală și așa căldură. Oricum mă simt mai bine ca în primele două zile. Vreau să vedem cum arată și plaja, iar la întoarcere o să cumpărăm ceva de mâncare și mâncăm în cameră. O să vedeți ce cumpărăm de mâncare. Peisajul este frumos și atmosfera. Uitați ce curățenie pe jos. O să vă arăt cum se spală străzile în fiecare noapte, în fiecare dimineață, totul se curăță. Nu vezi un chiștoc de țigare. Nu știu dacă vedeți. Sunt foarte mulți pești aici la mal. Cred că au leșinat și ei de căldură. Foarte, foarte mulți pești. Era bună undița acum. Mi s-a făcut poftă de pește. Trebuie să mănânc un pește zilele astea. Deja am băut o sticlă de apă. Tricoul meu este ud, pot să-l storc acum, trebuie să caut o alimentare, să mai iau ceva apă. Uitați, la 7 dimineața, lumea merge cu umbrele de soare. Hai că nu mai am mult până la plajă. Un elicopter chiar pe plajă. Sunt vreo doi leșinați aici, de căldură. În general, plaja din Dubai este liberă. Foarte puțină lume stă pe șezlong. Toată lumea preferă să pună un prosop și asta e. La noi, dacă stai pe prosop, te condamnă lumea. Săracule! Uitați și hotelul. Adres? Fain. Hai să punem și noi prosopul. Cineva a găsit soluția perfectă să scape de căldură. Ia uitați. Asta da. Merită încercat. Îmi pun prosopul și vreau să intru instantaneu în apă. Ia. Hai să vedem cum este și apa. Vai de mine. Îngrozitor. E mai cald ca afară în apă. Este fiartă. Piscina e mai răcoroasă. Nu mă așteptam. Îmi pare rău că am venit până aici. Deci pur și simplu este fiartă. Dacă afară sunt 35 de grade, asta are 37. Deci vă spun sincer, nu mă așteptam la 7 și ceva dimineața apa să fie atât de caldă. E ca atunci când mergi la băi termale, de acolo te aștepți să intri într-o apă care are 37-39 de grade. Aici nu te aștepți.
este mai răcoare afară, ca să mă înțelegeți. Trebuie să rămân la piscină. Am ieșit din apă cam de 20 de minute. Nu te usuci deloc, ia uitați, picioarele mele sunt ude. Curg apele de pe tine. Și încă ceva, miroase foarte, foarte rău, a scoici moarte. E un miros îngrozitor. Aș pleca, dar aștept să deschidă un restaurant. Nu veniți la plajă în luna iulie în Dubai, sfatul meu. Ia uita și pasărea cum stă cu gura, cu ciocul căscat. Săracele păsări. Asta a găsit ceva de mâncare. Am plecat de la plajă, am găsit aici o băncuță la umbră, cât de cât, e mai bine. Acolo nu poți să te usuci. După o oră sunt la fel de ud ca atunci când am intrat în apă. Senzația de a face baie aici este îngrozitoare. Miroase, v-am spus, a scoici moarte. Simți că nu mai trece timpul, ai așa o senzație, nu știu, de panică. Îngrozitor. Restaurantul la care vreau să merg deschide la 10, așa că reconfigurăm traseul, o să intru la McDonald's să vedem ce găsim aici la McDonald's în Dubai. Poate luăm ceva și de la Texas Chicken, să facem o comparație. În România cred că nu este Texas Chicken. La McDonald's serveau doar micul dejun, așa că am intrat la Texas Chicken. Am luat și eu un meniu, am început să mi-l facă picant. Nu am mâncat niciodată de aici, dar o să-l iau la pachet. Vă dați seama că nu are cum să se răcească. Fac și eu haz de necaz. Am luat un meniu de la Texas Chicken. A costat cam 40 de lei în banii noștri. Am și un suc mare, un sos de usturoi. În rest nu știu ce conține, ceva pui. Cartofi sunt picanți. Și merg la hotel. Asta este Rotana Amaj. Este primul hotel la care am stat eu când am venit în Dubai. Aici am stat prima dată când am venit în Dubai. Este chiar pe plajă, dar apartamentele sunt învechite, camerele. Sunt învechite, mobilă veche, lifturile vechi. Nu m-a impresionat deloc. Locația e foarte bună, dar hotelul nu prea. Am ajuns la hotel, am făcut repede un duș. Haideți să vă arăt și ce am primit de la Texas Chicken. Să știți că arată foarte bine. Am aici 3 bucăți de pui mari, 2 plicuțe de ketchup, sos de usturoi, 2 chifle, am aici o salată, coleslaw, cartofi prăjiți și o cola mare. Uitați cât de bine arată. Vreau să și gust. Prima dată să gust din cola. Încă este rece. Este dulce, este bună, dar nu are acid deloc. Hai să vedem și salata. Foarte bună. Puțin cam dulce pentru gustul meu. Cartofii.
cu sos de usturoi. Interesant acest sos. Văd că este marcă marcă proprie. Are foarte, foarte mult usturoi. E ca un, mujdei făcut de noi. Foarte bun. Hai să vedem și puiul. Până acum n-a fost nimic picant. N-a încerut picant. Oh, încă frige. La ce frige. Ia să vedem puiul. Foarte puțin picant. Și are un gust foarte bun. Zici că e puiul făcut de noi acasă. Cumperi un pui și îl prăjești fain. Foarte crocant la exterior și suculent la interior. Zici că e făcut de mine. Foarte, foarte bun. Și mulți, sunt trei bucăți. Aici eu mănânc de două ori, cred. Sunt plăcut surprins de Texas Chicken. Știe cineva că noi avem în România? Am dat lovitura. Haideți să vă povestesc ce tot plătesc cu proprietarii acestui apartament. Ieri, când m-am întors, nu mai știu de am fost plecat, curgea WC-ul. Curgea WC-ul. Era băltoacă pe jos. Le-am scris și au zis că pot să trimită pe cineva, dar contra cost. Am zis că să mai aștepte. Când m-am uitat, era un robinet deschis special. Special. Asta este manevră să cheme pe cineva să te pună să plătești. După aia, deci chemau pe cineva, închideau robinetul, i-ai pus special acolo un robinet în spatele WC-ului pentru chestia asta, ca să te enunți, cred că ei au dat drumul, clar, ei au dat drumul. Și după aia veneau, îl închideau și te taxau. I-am întrebat de curățenie, de gunoi, unde pun gunoiul. A zis că curățenia nu este inclusă în preț și dacă vreau mă taxează. Poate să vină cineva, dar costă. Am zis că nu am nevoie de curățenie, îmi fac și singur, dar unde pun gunoiul? Costă să pui și gunoiul. Bine, am zis, pot să vă arăt discuțiile pe WhatsApp, o să scot gunoiul la ușă, îl pun la ușă. După un sfert de oră mi-au trimis o poză cu o ușă unde pot să arunc gunoiul. Deci când am spus că o să las gunoiul la ușă, că nu se poate, după 3 zile să nu-ți ia gunoiul, mi-au arătat o ușă unde pot să duc gunoiul. Bun. Și ce e mai interesant acum? Eu am căutat zilele astea fionul. Mă, unde este, unde este? Nu este fion. Eu am făcut dușuri, dar am uscat. În fin, le scriu chiar acum unde este uscătorul de păr. Au zis că în baie. În baie unde? În sertar. Le-am trimis poză că sertarul este gol. Și după încă 20 de minute și-au cerut scuze și-au zis că la ora 11 ori să trimită pe cineva să-mi aducă fion. Deci dacă nu observam sau nu le ziceam că nu am fion, la sfârșit ei veneau, făceau curățenie și mi-o preau cei 1000 de dirham garanție. Sau din ei, nu știu cât valorează un fion aici. Pun pariu că 700-800 îmi luau din garanție. Deci ei fac tot posibilul să-ți ia garanția aceea. Sunt niște scroci, niște indiene scroci, hoți, mincinoși și parșivi. Incredibil ce am pățit în acest apartament de 5 stele în Dita Mai Hotelul, în Dubai. Da, sunt foarte nervos. Uitați discuția. Mi-au arătat ușa unde pot să duc gunoiul și am întrebat. Și fenul este tot contra cost, că nu am. Îmi zice că este în baie. Le arăt sertarul gol, am întrebat că este o glumă, unde este, să răspundă că nu mai răspundeau, ne cerem scuze, o să vă trimitem pe cineva la ora 11. Și am întrebat, de asta e motivul pentru care
Dar cer o garanție ca să mă opresc la sfârșit să plătesc. Deci aveți grijă cu acești scroci. Este incredibil. N-am pățit niciodată așa ceva. Au zis că vin la ora 11. Este ora 12. A sunat cineva la ușă. Mi-au adus un fion. Și acum bagă-l în priză. Asta e singura priză din baie. Deci uitați. Asta e pe sistem american și aici este pe sistem european. Bagă-l pe ăsta în priză. Super! Am venit la piscina, piscina hotelului, să mă calmez. Cred că spun asta în fiecare zi. E ultima dată când o spun. Nu sunt eu așa nervos, dar pățești. Sunt lucruri care te deranjează. Apa din piscină, am vorbit acum cu cineva, este răcită. Deci chiar este răcoroasă, nu vin să cred cât de bine este în piscină. Dacă vedeți aceste chestii albe, pe acolo iese apă rece. Ia, să pun piciorul pe una dintre ele. Da, vine apă rece. Când am fost ultima oară, era martie, afară era, nu știu, erau 28-30 de grade, cam așa. Iar apa din piscină era încălzită. Ei, acum ei o răcesc. M-am mâncat undeva să mă duc la plajă. Am zis, haide să vedem cum arată plaja. V-am arătat și vouă, trebuie neapărat să veniți. În iulie și august, am zis că în august e mai rău, neapărat să veniți în Dubai să mergeți la plajă. Glumesc. Vai ce bine este în piscină. Chiar știți că te răcorești. Și până acum nu apreciam. Dacă vedeți pe fiecare turn, uitați, sunt ca niște macarale. De prima dată am zis că nu sunt terminate blocurile, dar o să vă mai arăt. Ia uite. Fiecare bloc are așa o macara. Ăsta oare mai ascunsă puțin. De acolo, când au de urcat ceva foarte greu sau când spală geamurile, le întind așa fain frumos, se extinde brațul și spală geamurile sau urcă. Urcă când au ceva foarte, foarte greu. Uitați. Fiecare bloc are așa o macara. Ah, ce fericit sunt acum că sunt în piscină la hotel cu apă rece. Cât de cât. Am vorbit cu Marian Adventure, cu Nașu. I-am povestit cât este de cald aici. Râdea de mine. M-a sătuit să beau multă bere. Ia uitați. Mi-am luat o bere brumată. Diseară poate și căutăm un magazin unde se vând băuturi alcoolice. Știu unul în zonă, este cam la un kilometru departare, dar mergem împreună să vă arăt acel magazin. Da, atunci mă bucur de piscină și de o bere rece. Mama mia! Ia uitați, săracele păsări stau cu ciocul deschis. Și le suferă de căldură. Nu este singura, toate așa stau. Am stat în cameră cam o oră și jumătate. A venit din nou la piscină. Ghicește cine cât a costat berea aici. Știe cineva cât costă o bere la piscină? O bere mică, 0,33. 75 de lei. Așa că o să zic pas la următoarele beri aici.
pe seară sau poate mâine căutăm un magazin de unde să iau bere. Chiar că este de 2-3 ori mai scumpă ca în România, dar nu 75 de lei o bere. Este mai multă lume acum și stau și eu încă vreo 2 ore. Poate mă bronzez. Atmosfera e faină. Este seara. Am ieșit puțin, aici sunt în lobby. O să mergem să căutăm ceva să mâncăm. Am văzut un restaurant, nu mai țin minte, armenesc, georgian, habar nu am, sper să-l găsesc. Mi-e frică să ies afară, încă e zi. Aici tot felul de cafenele, magazine, în lobby. Un măslin. Hai să căutăm restaurantul. Chiar mi este foame. Astăzi toată ziua am mâncat puiul de la Texas Chicken, dar a fost, vă spun, senzațional. Parcă l-aș fi făcut eu. Uite, aici intrăm în mall, coborăm 2 etaje, ieșim afară și căutăm restaurantul. Aici în mall Marina, uitați ce reducere au. Mâine vin, vreau să-mi iau un costum, niște cămăși, pantaloni, tricouri. Am văzut aici prețuri bune și lucruri de calitate. Chiar mi-au plăcut, de la Pierre Cardin. Vin mâine. Sunt niște reduceri aici extraordinare, n-am putut să rezist. Mi-am luat și 2 tricouri de la Guess. Foarte faine, prețuri bune. Cam 200 de lei în banii noștri, un tricou. În România sunt mult mai scumpe. Sau nu știu, cred că sunt mai scumpe. Dar sunt foarte faine. Când ieși afară, este mare problemă. Sunt, cred că 20 de grade diferență între ce este în mall. În mall fac ăștia un frig, cred că sunt 20 de grade și afară sunt 40. În cameră îmi las la 28, este perfect să dorm, să stau. Dar când ieși afară, numai că e cald, dar v-am zis, este foarte, foarte mult omezeală. Hai să căutăm restaurantul. Nimeni în seara asta. Oare de ce o fi așa pustiu? Dacă zilele astea eu v-am arătat fete pe bancă, știți la ce mă refer, să știți că am văzut și băieți pe bancă. De aceea, musculoși, bronzați, stau și așteaptă. Se așteaptă... Nu știu. Uitați restaurantul. Este un restaurant georgian. Văd acolo ceva doamne care gătesc. Nu este nimeni afară, o să intru și eu înăuntru, cred. N-am mâncat niciodată mâncare georgiană. Hai să vedem. Caciapuri. Am intrat totuși la interior. Este aer condiționat, este bine. Uitați, astea sunt aperitive. Nu o să mai au 2 feluri de mâncare, că de fiecare dată rămâne și nu este ok. Aceste sunt de asta, cum le zice, din pui, ciuperci. Găluște umplute. Asta e caciapurii care am mâncat eu în Ucraina, ceva de genul. Arată bine, dar vreau ceva la grătar. Aș mânca o carne de oaie sau o friptură bună. Haideți că mă uit și vă arăt ce am comandat. Cred că o să iau miel făcut așa. Sunt și oferte mai ieftine, dar ăsta zice că este, mi-a zis ospătalul că este foarte, foarte bun. Miel fraged cu roșii, usturoi,
ceapă, coriandru, roșii, am mai zis roșii. A, cartofi. Hai să vedem. A venit mielul meu fraged, cât de bine arată, și cu pâine de asta caciapuri. Am văzut că se gătește exact în spate, sunt două bucătărese. Totul este proaspăt, făcut pe loc, a durat ceva, a durat cam jumătate de oră, dar miroase și arată extraordinar, extraordinar. O apă plată. Este mai scump aici, dar cred că este și mâncare foarte bună. Las puțin să se răcească, cred că a fost la cuptor în vasul ăsta metalic sau din lut, nu știu ce este, nu o să pun mâna pe el. Las puțin să se răcească și încercăm. Hai să și gustăm. Am pus în farfurie să mai răcească. Porția e foarte mare. Nu cred că mănânc jumătate. Se iau la pachet. Hai să gustăm din miel. Ia. Au zis că e fraged. Mama mia. Oh, nu stă în furculiță. Cât de bine arată. Ia. Ma. Minunăție. Minunăție, se topește în gură. Și gustul ăla de oaie. Oaie peste 30-40 de kg. Oaia care mie îmi place. Și pâinea. Este caldă. Minunăție, minunăție. Asta e cartof? Cartoful e cartof. Nu pot să cer prea multe. Dar mielul este senzațional. Mă bucur că am venit aici. Trebuie să încerc așa ceva. Minunăție, vă spun. Senzațională mâncarea, dar după cum știți, eu mănânc iute și am cerut un ardei de ăsta periculos. Acum să aibă locul mâncarea. Puțin sare. Mamă, ce iute. Valeu. Repede, ceva miel. Iute l-am nimerit. Mamă mie. Perfect. Cu ardei iute merge. Cu ardei iute. Restaurantul este foarte mic, dar cochet, curat. Bine, în Dubai totul este curat. Iar mâncarea, senzațională. Cred că atât o să mănânc. Jumătatea asta o iau la pachet. Mănânc mâine dimineață. Foarte, foarte bun. A costat 110 dirhami, dar a meritat fiecare bănuț. Ia uitați aici, se gătește. Totul proaspăt. Hello! Foarte, foarte bună mâncarea. Vă recomand. Gata și ziua de astăzi. Cu bune, cu rele. Eu am venit în cameră. Zilele astea am dormit extraordinar de bine, nu știu de ce, dar am dormit foarte bine. Poate patul este comod sau temperatura bună. Acum eu vă mulțumesc, vă spun la revedere,
o seară bună și nu uitați, ținem legătura. Îmi lipsește legătura mea de la Novodari și pisicii și tot. Dar curând mergem acasă.